Adevărate cratere pe drumul județean 675B din comuna Albeni. Acestea au ieșit la iveală după ce zăpada s-a topit. Cetățenii, dar și cei care tranzitează zona, se plâng de starea jalnică a drumului. Lucrările de reabilitare vor fi demarate în primăvară. Drumul județean de 25 de kilometri s-a transformat într-un adevărat coșmar atât pentru șoferii cât și pentru pietoni. Șoferii se plâng că astfel își distrug mașinile. E catastrofal. Deci n-ai ce să ocolești, de frică că ocolești o groapă ceva și nu ești atent, ești atent mai cu să te uiți mai la grop să nu dărâm mașina, că sunt cratere, sunt atunci au 30 cm de lemn. Foarte rău. Foarte rău, dărâmă mașini, pierzi timp, pericole accidente, ocolești groapa, vine altul din față. Asta prea adânci. E foarte. Și adânci și dese, multe. Bani la și service. Foarte, foarte grav. Telescoape, arcuri, bucși. De toate. Am fost toate. Sincer, am fost toate. Am fost toate pentru a schimba niște bucși. Din cauza gropilor. Din cauza gropilor, că ăsta e traseul care îl facem în continuu. Reprezentanții Consiliului Județean Gorj au declarat că lucrările la drumul ce leagă localitățile Albeni și Roșia de Amaradia vor începe când vremea se va încălzi. Drumul județean respectiv este prevăzut a fi modernizat în cadrul unui proiect cu finanțare din fonduri europene. Anul trecut a fost semnat acordul contractual, s-au parcurs pașii procedurali obligatorii conform legislației, iar din primăvara acestui an vor începe efectiv lucrările de